fiecare îndeanotimp, omul are nevoie atât de hrană trupească, cât și de hrană sufletească. Sunt Maria Jinga, iar pentru astăzi la România Creștină, vă invit să-mi fiți alături într-un exercițiu de comuniune la cantina socială Sfântul Barnabas. Suntem la cantina Barnabas, într-o zi de iarnă. Afară e frig, înăuntru e cald. Vorbim de o căldură ce vine din căldura sufletească, dar și din aburii merindelor. Părinte Protopop, bine v-am regăsit! Bine ați venit! Într-adevăr, ne aflăm la cantina Barnabas a protoieriei sector 6. Încă de la înființarea protoieriei, atunci când în permanența centrului eparhial s-a hotărât ca fiecare sector să aparțină unei protoierii, s-a rânduit ca în fiecare protoierie și Asociația Diaconia să aibă filială la nivel de sector. Acest lucru face posibil ca pentru toți beneficiarii sectorului să găsim posibilități de ajutorare. Astfel a luat naștere această cantină, care înainte de a fi cantina Asociației Diaconia filiala sector 6, a fost Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriar, am fost sprijiniți cu o linie de bucătărie de înaltă calitate, linie care era necesară pentru ca aici să se poată desfășura activități, și astfel, atunci când Preafericitul Părinte Patriar a venit și a simțit această cantină, am primit-o în condiții foarte bune, cu o linie de gătit de înaltă calitate, și astfel nu ne-a rămas decât noi să începem să muncim și să găsim beneficiari care să-i bucurăm, așa cum spuneți dumneavoastră, cu multă căldură sufletească și, de ce nu, cu o hrană caldă. De aici, Asistența Socială a Protoieriei Sector 6 a încercat să demareze diferite proiecte. În primul rând, proiectul acesta al ajutorării cu o masă caldă. La momentul acesta avem 60 de beneficiari. E adevărat, sunt zile când mai vin și alții care sunt doritori de o masă caldă și atunci nu refuzăm pe nimeni care bate la ușa noastră. Această cantină are deocamdată 3 angajați, un bucătar, un ajutor de bucătar și un administrator, iar atunci când este nevoie, găsim voluntari care vin să ne ajute pentru activități diverse. Un alt program pe care îl facem în această cantină Barnabas este masa de duminică, un program pentru copii. Încercăm să suplinim și această perioadă de weekend, în care copiii sunt acasă și au nevoie și acasă pe perioada de weekend de masă. Și atunci, în ziua de vineri, 30 de copii primesc un pachet cu alimente pe care ei le gătesc acasă așa cum își doresc în familie. Ne bucurăm că această cantină este sprijinită exclusiv de către parohii. În această perioadă de iarnă am venit și în sprijinul celor care muncesc din greu, în frig, în zăpadă și care chiar aveau nevoie de un mod de a arăta, de a încuraja în primul rând și de a alerta recunoștința. Astfel, un număr de 250 de persoane primesc o masă caldă. Sunt angajați administrației domeniului public. Cei care curăță trotuarele, cei care în vreme de frig stau foarte mult timp afară. Și am avut o mare bucurie văzând câtă liniște, câtă bucurie și de ce nu câtă recunoștință arată aceștia față de noi. Mai ales că acest proiect, o masă caldă pentru acești oameni, a fost făcut în colaborare cu Primăria Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și împreună cu Inspectoratul Școlar. Aici am avut bucuria de a lucra în echipă cu Primăria Sectorului 6 și domnul primar Gabriel Mut a fost alături de cetățeni în această perioadă și împreună am încercat să răspundem nevoilor, pentru că cetățenii sectorului sunt credincioșii noștri și atunci nu putem rămâne indiferenți. Pe lângă acest lucru, tot în această perioadă am oferit o masă caldă pentru 25 de persoane la un adăpost de noapte. Un adăpost de noapte unde cei care nu au casă, pe perioada de noapte, vin și dorm într-un centru special amenajat de către primărie. Aici am încercat să ajutăm și noi și am distribuit 25 de porții de mâncare pentru un centru pe care l-am avut al nostru pe toată această perioadă.
Ne străduim ca pentru toți cei care vin aici să găsească nu numai o masă caldă. Avem copiii care vin aici împreună cu părinții. Le oferim o masă caldă, dar încercăm să-i integrăm și să-i ajutăm. Așa cum spunem noi în biserică, să le dăm undița, nu peștele. Prin urmare, dacă ei au rezultate bune la școală, împreună cu asistentul social, încercăm să-i și motivăm pentru seriozitatea și hărnicia lor. Ați văzut mai înainte acea fetiță harnică și cu minte, Rafaela, cea care face și dans, se duce și la școală, este un copil care are rezultate bune, prin urmare și ea și frățiorul ei, ne-am gândit împreună cu asistența socială să o sprijinim ca în vară să beneficie de o tabără a bisericii. Prin urmare, noi încercăm să-i ajutăm și clubul copiilor, pe care clubul sportiv al părintelui Sergiu, de aici din parohie, încercăm să-l sprijinim. De altminteri, ne străduim ca la nivel de protoierie, prin Asociația Diaconia, împreună cu preoții din parohie, să venim în sprijinul tuturor celor aflați în suferință. Tot în această perioadă, masa caldă pentru persoanele care nu au putut să se deplaseze la cantină a fost distribuită acasă. Ne-am străduit astfel să le arătăm și prețuirea noastră și să nu-i lăsăm în suferință, mai ales acum pe vreme de frig. Dar încerc să fac un calcul matematic. Vorbim de 250 de persoane plus 60 plus 25, 335 de persoane. Nu este ușor deloc. Totuși, cum reușiți să susțineți activitatea cantinei, să dați calitate, dar și continuitate? Este o acțiune amplă, mai ales pentru această perioadă de vreme rece. O acțiune pe care o facem cu ajutorul preoților din parohii. Fiecare parohie a încercat, pe lângă activitățile pe care le desfășoară la nivel de parohie și centralizat la nivel de protoierie, să răspundă nevoilor. Aici e o muncă, un volum de muncă foarte mare pentru această perioadă, vorbim de aproape 350 de porții. Preoții ne-au sprijinit financiar, iar noi am încercat să găsim soluțiile cele mai bune pentru a găsi tot ceea ce este bun, proaspăt, ca să răspundem și nevoilor din punct de vedere al nutriției, dar și din punct de vedere al gustului, să fie totul de foarte bună calitate. Pe această cale vreau să mulțumesc preoților protoieriei sector 6 pentru că s-au implicat financiar și au sprijinit. Mai mult, în fiecare parohie, atunci când credincioși doresc să facă parastase și nu doresc să facă acasă, ci doresc să dea cuiva care are cu adevărat nevoie, îi îndeamnă să vină la această cantina noastră. Preotul din parohie, împreună cu credincioșii care doresc să facă acest parastas, vin aici, stabilesc meniul pe care și-l doresc, iar înainte cu 15-20 de minute de a oferi masa beneficiarilor, preotul din parohia respectivă vine, face slujbă, slujește tot ceea ce este deslujit aici și oferă masa caldă beneficiarilor noștri. Astfel arătăm și credincioșilor darnici că darul lor ajunge exact la cei care au cu adevărat nevoie. Avem preoți care au găsit creștini de bună credință și au vrut să doneze alimente. În baza unui proces verbal pe care administratorul acestei cantine îl face, aceste alimente ajung aici la noi și de aceea putem să răspundem uneori și unui volum mai mare. Dar nu vorbim doar de volum, ci și de continuitate. Cum reușiți să asigurați hrana caldă în fiecare zi beneficiarilor? Nimic nu se poate face fără sacrificiu și fără dragoste. Prin urmare, preoții rămân consecvenți și, uneori cu efort, se străduiesc să nu lase o umbră de deznădejde pentru acești oameni care vin la noi. Noi trebuie să arătăm, în primul rând, seriozitate și acest lucru îl arătăm prin consecvență. Preoții sunt 23 de parohii la nivel de protoierie sector 6 și se străduiesc ca prin sprijinul pe care îl aduc de la parohii, prin cooptarea credincioșilor, să rămânem constanți, ba mai mult de atât ne dorim ca să ajungem în scurt timp la 100 de beneficiari. Ne dorim acest lucru pentru că aici arătăm sprijinul și
dragostea pe care biserica îl arată față de credincioși. Ne axăm foarte mult, așa cum vă spuneam, pe masa de duminică, pe programul acesta pentru copii. Aici dorim să mărim numărul. Ne dorim ca acești copii să vadă că noi devenim un sprijin pentru ei, ca ei să devină un sprijin pentru societate și pentru biserică. De aceea este poate motivația de bază ca să rămânem consecvenți în ceea ce facem. Ne dorim ca această cantină și în speranța că până la anul, pe această vreme, să avem construită banca de alimente, acest proiect frumos sprijinit de Consiliul Local și de domnul primar Gabriel Mutu, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, să avem o altă cantină cu 150 de locuri, ca de acolo să putem distribui și astfel această cantină să devină punct de desfacere și acolo, în alte condiții, să putem să oferim masă mai multor cazuri sociale din sector. De aici, o altă bucurie pe care o avem la nivel de sector, această bancă de alimente va diminua risipa de alimente. Va da șansa ca și supermarketurile, magazinele mari, care au produse aproape de termenul de expirare, nu după expirare, ci aproape de termenul de expirare, prin acest circuit al cantinelor, poate nu numai din sectorul 6, ci din tot Bucureștiul, să venim în sprijinul lor cu o masă caldă, cu produse oferite de aceste magazine, care oricum, în afară de oferta pe care o fac, le venim și lor în ajutor, pentru că costurile pentru distrugerea alimentelor este mult mai mare. Prin urmare, fac și un bine comunității, dar și risipa de alimente se diminuează și mai mult de atât vin în sprijinul cetățenilor sectorului. Așa cum spunea și domnul primar la un moment dat, va fi prima bancă de unde vor primi fără să ofere înapoi. Însă noi nu ne dorim ca ei să nu ofere înapoi, ci le dorim ca prin sprijinul pe care îl primeze la noi, noi să luăm, mai ales pentru copii, să luăm această grijă a zilei de mâine, ca ei să poată învăța, să poată răspunde societății prin alt fel de muncă, printr-o muncă intelectuală. Haideți să dăm timpul înapoi, la acel moment în care ați ales să vă implicați în acest proiect, acela de a oferi pâinea noastră cea de toate zilele. Acum un an de zile lucram în mediul privat și lucram mai mult cu calculatorul și foarte mult mă deranja lipsa asta de comunicare cu persoana față în față și comunicarea doar cu ajutorul calculatorului, doar comunicam pe link cu colegii și în momentul în care mi s-a evit oportunitatea să contribui și eu într-o oarecare măsură și să ajut biserica cu acest proiect, am simțit o ușurare. În sensul că am simțit că este ceea ce îmi doream de mult să fac. Este ideea că să comunici cu persoana, să vorbești cu persoana și ca asistent social chiar am oportunitatea, chiar am bucuria. În momentul în care întâlnesc persoane noi, cazuri noi, sociale, să comunic. Vorbesc despre absolut toate problemele pe care le au aceste persoane, începând de la probleme sociale, probleme sufletești, probleme de viață. Comunicăm foarte frumos în sensul ăsta și învăț și eu foarte multe de la asistați. Dar cu ce se diferențiază această cantină socială a protoieriei față de una de stat? Aici avem o relație foarte apropiată. Mereu vorbim, comunicăm. Chiar dacă am trecut de etapa administrativă, continuăm în colaborarea și nu doar oferindu-le o masă caldă, dar și discutând despre problemele pe care le întâlnesc eventual în viața lor de zi cu zi și oferindu-le o asistență și terapeutică, ca să zic așa. Adică îi ascultăm. Din ceea ce îmi spuneți, aici oferiți și hrană pentru suflet. Eu consider că primordial pentru orice persoană, nu doar pentru asistații noștri, atitudinea. Atitudinea pozitivă, să-l faci să se bucure că el efectiv este pe acest pământ, să-l faci să se simtă om. Și acea masă caldă completează atitudinea pozitivă pe care încercăm să o avem cu asistații noștri la cantină. Haideți să vorbim despre persoanele care ajung la dumneavoastră și despre poveștile lor de viață.
Fiecare caz este aparte. Fiecare caz este o istorie foarte interesantă. Prin voia lui Dumnezeu. Eu așa le văd. Prin voia lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. În fiecare caz pe care l-am avut, așa s-a întâmplat. Foarte mult sunt ajutate de parohiile din sectorul 6. Sunt persoane care, efectiv, ele singure bat la ușa biroului meu și îmi zic: Doamne, uitați-vă, am problema asta, asta, și consider că este nevoie să încadrez în programul cantinei. Și pot să vă povestesc despre o familie cu 9 persoane. Și au 7 copii și tatăl în momentul actual este internat într-un spital pentru bolnavi de tuberculoză. Și deci, practic, familia respectivă beneficiază de un suport financiar foarte mic și ajutorul pe care îl oferim noi prin cantină, oferindu-le o masă caldă în fiecare zi, este într-adevăr o susținere și sufletească și economic. Dar care sunt condițiile ca ele să devină beneficiare? Pentru fiecare caz ne pliem. Adică există niște condiții standard pe care încercăm să le urmărim. Condițiile standard sunt aceleași pentru orice cantină din Direcția Generală de Asistență Socială, adică sunt aceleași condiții, dar ne mai uităm și, de exemplu, dacă avem un caz în care cheltuielile efectiv de sănătate depășesc venitul persoanei respective și persoana respectivă practic rămâne cu un venit foarte mic pentru a-și acoperi cheltuielile de hrană, considerăm că este necesar să oferim acest ajutor să beneficieze de masă la cantină. Suntem într-o zi friguroasă de iarnă, într-o cantină socială. Aici avem mâncarea caldă, pe care probabil o așteptați. Bineînțeles. V-am văzut însoțită și de doi copilași. Ei sunt o mică parte din marea mea familie. Eu am, de fapt, 7 copii. Doi dintre ei sunt deja, de fapt, 3 sunt deja adulți, ca să zic așa. Valentin a împlinit 18 ani, dar este clasa 12, învață foarte bine. Are este bursă o persoană majoră. Da, da, are bursă de merit. Și nu mă pot descurca altfel decât venind la cantină să iau mâncarea pentru toți copiii mei. Și cum ați aflat de această cantină? Cum ați ajuns să fiți beneficiara de aici? Păi am vorbit cu părintele de la noi, de la biserică, și am spus că nu mai mă descurc, sunt într-un moment greu. Eu până acum nu am cerut ajutorul. Dar, dată fiind situația, sunt singură cu cei 7, pentru că soțul este la sanatoriu, este internat, pentru că nu a răspuns bine la tratament și vine abia în mai. Și sunt singură cu toți și atunci vă dați seama că mă descurc foarte greu. Iată, familie numeroasă. Greutăți. Greutăți. Copiii trebuie să ținuți în școală, fără școală nu se poate. Cât de importantă este această masă caldă pe care vi-o oferă biserica prin cadrul unei cantine? E foarte important. Mă scoate din... să nu zic din necaz, dar din greutăți. Aveți o sursă de venit? Nu am decât indemnizația de... ajutor pentru persoană cu handicap grav, pentru că sunt însoțitoarea propriului copil, și alocația copiilor. Atât. Și îmi permit să vă întreb, cum reușiți totuși să vă descurcați și să supraviețuiți într-o societate atât de... Foarte greu, foarte greu. Poate sunt zile când astăzi n-am avut decât biscuiți să le dau la ei, atât. Că n-am avut din ce să fac pachetele de școală. Acolo e cel mai greu, la pachetele de școală. Și totuși copiii noastre nu se plâng. Nu se plâng, nu. Sunt fericiți că suntem împreună și atât. Cum este mâncarea de aici? Foarte bună. Pentru cât timp va ajunge? Păi e masa de la prânz. Și... care e foarte importantă. Și pe restul zilei nu mai aveți altceva? Este doar această mâncare? Copiii pleacă la școală, mănâncă când pot, le dau pachet, mănâncă, își beau laptele și cornul de la școală, vin, iau mâncarea de aici, o mâncăm la prânz și seara vedem cum ne descurcăm. Ori mâncăm felul întâi la prânz și restul seara,
Ce s-ar fi întâmplat dacă biserica nu și-ar fi oferit acest sprijin? Dacă nu mi s-ar fi întins mâna aici, nu știu. Chiar nu știu. Afară e frig. Afară e frig, da. Avem șansa de a sta la bloc, dar e întreținere, e lumină, copiii trebuie strimiși la școală curați, spălați. Vorbiți-mi puțin și de cei mici cu care ați venit astăzi. Cei mici sunt clasa a treia, amândoi. Sunt în aceeași clasă. Rafaela e cu pasiunea ei cu dansul. A progresat într-un an foarte mult. Domnii antrenori sunt foarte mulțumiți de ea. Matei Prăzlei ne-a stâmpărat, dar ne descurcăm. E ca dumneavoastră face dans sportiv, costisitor. Foarte costisitor. Nu ne permitem echipament de dans. Facem, cum v-a spus și ea, cu ce găsim prin casă, pentru că deocamdată nu are nici parteneri și nu poate intra în concursurile oficiale, dar la antrenamente se cunoaște progresul. Cum am mai zis, sunt antrenorii mulțumiți. Rafaela, ai un nume foarte frumos. Mulțumesc. Și ești și foarte frumoasă. Ești la școală, nu? Da. Vreau să-mi povestești puțin de ce face un copil la vârsta ta. Ce pasiune are? Cum își umple timpul? Ce face Rafaela? Merge la școală. Așa? Merge acasă, își face temele, se joacă și depinde ce zi este, merg la dansuri. Faci dansuri? Da. Dansuri sportive? Da. Da. De ce faci acest sport, nu? Este un sport. Da. Pentru că îmi place. Ce îți place mai exact? Îmi place să dansez. O dansatoare profesionistă are nevoie de echipament specific. Tu ai acest echipament? Nu. Și cum reușești totuși să te duci și să ai rezultate? Păi eu îmbrăcăminte normal și fac antrenamentul. Am auzit o discuție că cineva și-a oferit sprijinul. Da, părintele Constantin s-a oferit să mă ajute. Am aflat astăzi că o să aveți o surpriză, pentru că acea mică să poată să-și continue visul. Este adevărat? Este adevărat, da. Părintele Constantin ne-a promis că o va ajuta, o va sprijini pe Rafaela în visul ei de a deveni mai târziu antrenoare pentru alți copii cu dificultăți în familie. Iată, biserica este alături de dumneavoastră să vă susțină, să vă sprijine cu hrană și cu partea financiară pentru pasiunea copilului dumneavoastră. Ce înseamnă biserica pentru dumneavoastră? Înseamnă mult pentru că aveam seri când nu ne rugam decât să ajungem acasă. Pentru că am avut momentele noastre de... Am avut greutățile noastre cu un copil care face chimio de la 7 ani, cu ceilalți copii care nu știau de ce pleacă mama, că timp de 14 ani mama n-a plecat de acasă și nu înțelegeau. Eu aveam program, știam când plec la spital, dar nu știam când mă întorc. Când ei rămâneau singuri, pentru că soțul lucra pe șantier, iar eu eram cu celălalt în spital. Vă dați seama, 6 suflete singure acasă, își găteau, soțul pleca dimineața, venea noaptea. Eu plecam săptămâna cu luna, depinde de cum răspundea copilul la tratament. Și copilul a făcut tratament pe coloana vertebrală, a fost limfom, am fost în niște necazuri. De asta vă spun, dacă nu ne-am fi rugat, dacă nu... Noi de aici ne luăm puterea, din rugăciune și de la biserică. Ne simțim alți oameni când venim de la biserică. Ce înseamnă Dumnezeu pentru dumneavoastră? Tot. Te bucur că te trezești dimineața, te bucur că ai copiii sănătoși,
că ai ieșit din necazurile în care ai fost, îi mulțumești tot timpul, adică seara înainte de Tatăl nostru nu spun Tatăl nostru până nu zic Doamne, mulțumesc că am mai trecut o zi și sunt copiii bine, că am avut ce să le dau de mâncare la școală, că am avut cu ce să-i încalț, că am avut, nu știu, cât de greu îmi era în București în momentul când porneam mașina spre țară, spre copiii mei, așa se lăsau greutățile. Deci nu mai aveam greutăți. Știam că mă duc la copiii mei, știam că Dumnezeu mi-a ocrotit, știam că o să fie bine. Haideți să vorbim de rolul pe care îl joacă biserica în cadrul acestei cantine sociale, dincolo de hrana caldă pe care o oferă. În primul rând, biserica ascultă, se apleacă către nevoile persoanelor respective, susține persoana respectivă, cunoaște mult mai bine problemele cu care se confruntă persoana, dacă este să ne gândim că preoții sunt cei care îi spovedesc. Adică, practic, ei cunosc până în cele mai mici detalii nevoile acelei persoane, atât sufletești cât și materiale. Și atunci, pe mine mă ajută foarte mult comunicarea cu preoții din protoierie în acest sens, ca să pot să-mi rezolv cazurile sociale și să pot să-i ajut cu cantina. Am o familie din Giulești, care aveau probleme financiare foarte grave. Practic, condițiile de locuit sunt la cel mai jos nivel. Așa. M-a afectat foarte mult acel caz. A fost unul dintre primele mele cazuri când am ajuns aici. Și pentru familia respectivă oferim 10 porții de mâncare zilnic. 10 porții. Deci ei nu au posibilitatea să-și gătească, nu au posibilitatea să-și procure mâncarea. Sunt bătrâni, practic pensionari, cu copii mulți și plus alte familii din fapt, tot, care fac tot parte din familia respectivă. Și m-a impresionat foarte mult cazul. Aș fi vrut să-i ajut mai mult, adică am ajutat nu doar pe partea cu cantina, i-am ajutat și sub altă formă, dar și mereu sunt în evidența noastră și ajutăm ori de câte ori au nevoie. Eu sunt enoriașă la Răzoare. Și când a luat ființă biserica, m-au avut în vedere de acolo că nu eram una dintre enoriașele cele plicopsite. Eram așa și am crescut 2 copii, dar cu 2 bărbați și pe fiecare i-am lăsat în apele lor și mi-am crescut singura. Fiecare copil și-a văzut de viața lui și am rămas singură. Și m-am retras când am considerat eu, ieșit la pensie, să mă apropii de biserică, că acolo o să găsesc mângâiere și ajutor. Și asta a fost plecarea mea la biserică. Și de acolo au urmat ani care, cât am putut, că fiind mai tânără, am ajutat și eu la biserică. Și când s-a deschis cantina aici, părinții de acolo au avut în vedere să mă cheme la masă aici. Deci eu sunt veterană la cantină, de când serveam masa aici. Și acum, după ce a trecut cantina la parohie, s-a închis și s-au coptat alții beneficiari. Da, care erau mai necăjiți ca mine. Și acum, dacă s-a mai dezvoltat biserica, asta, cantina, m-au readus înapoi aici și de anul trecut servesc masa și eu aici cu toți enoriași, adică luăm la casă. Mâncarea e foarte bună. Că doar am fost și eu gospodină, am făcut și eu mâncare. Mâncarea e foarte bună, curată, toată lumea e cu noi. Nu am de zis nimic. Care credeți că este ingredientul secret pe care îl folosesc pentru ca mâncarea să fie atât de bună? Poate vine cu harul de la Dumnezeu, poate că e de la biserică, e așa de bună. Cât de important este faptul că aveți zi de zi asigurată o hrană caldă? Mai cu seamă că da. În această perioadă este foarte frig afară. Da. E foarte bine că servesc masa aici, că pot să mai fac economie și să mai plec pe la mănăstiri.
vizitez aproape toate mănăstirile și la noi și pe afară mai mă duc. Înțeleg că aveți o sursă datorită, datorită ajutorului de la biserică. Numai datorită bisericii și al Dumnezeu că mă ajută și Maicuța Domnului. Pot să fac ce fac, mai ales că am avut și un accident la picior. Am o tumoră pe creier. Fac tratament, mă costă milioane, milioane medicamentele din 3 în 3 luni, dar cu ajutorul Dumnezeu, unde nu vreți, acolo nu mă găsiți. Sunteți puternică? Da, încă. Cu ajutorul Dumnezeu, dar numai de acolo. Numai. Pot să vă întreb ce vârstă aveți? Merg în 88, mai am câteva luni. Mulți înainte. 88 și cu accident și cu tumoră și merg. Să vă întărească Dumnezeu să puteți da, să ia duceți Dumnezeu mai departe. Așa mai departe, tot așa să fie. Sunt mulțumită și mulțumesc la Dumnezeu și seara și dimineața. Și tuturor celor care, de la tuturor cei care vin ajutor. Are nevoie omul de prezența lui Dumnezeu în viața lui? Absolut. E ca și aerul. Dacă nu te gândești la Dumnezeu ca și cum aerul, ești nimic, zic eu, după cât mai am eu creierul. Când l-ați descoperit asta pe Dumnezeu? Cam prin, după anii 70, nu, 90, după ce am ieșit la pensie, după ce mi s-au rezolvat toate problemele, am făcut o comă. M-am intoxicat într-o stațiune de la un izvor cu apă și am fost în comă. Am venit acasă, am stat în spital și atunci m-am rugat adevărat cu sufletul, cu tot ce am putut eu să mă salveze și dacă o să mă salveze, o să-l ascult și o să merg pe drumul care mi se va deschide pentru să ajung să fiu o păinoriașă așa cum trebuie. Deci din 90 și de atunci sunt nelipsită de la biserică. Din punctul meu de vedere, aveți o meserie nobilă. Așa să gătiți este. Pentru 60 de suflete și poate uneori pentru mai mult de atât. Pentru mai mult. Am avut plăcerea săptămâna aceasta să lucrăm pentru cei de la ADP, peste 325 de persoane, cu mare drag, cu mare plăcere, totul proaspăt, mâncare caldă, inclusiv pâine. Programul a fost respectat cu livrarea mesei calde la ora 12:01. Ce să vă mai spunem? Cu mare drag să lucrează în această cantină. Beneficiarii vin la timp de ne aduce materia primă și totul merge cu spor și foarte bună este mâncarea pentru că pune și multă, multă dragoste. Ce minuni faceți dumneavoastră în bucătărie? Ce de gătiți? Lucrăm cu multă dragoste, multă pasiune. Colegele mele, bine, acum nu mai sunt. Colegele mele tot așa au de 8-10 ani, au meseria asta, cu mare drag. Și toate ingredientele necesare. Fiind foarte proaspete și multă, multă pasiune. De ce ați ales să gătiți pentru aceste persoane? Meseria aceasta mi-am ales-o de peste 24-25 de ani. Dar pentru acești oameni care deservim, avem 70-80 de persoane care deservim noi zi de zi, de luni până vineri, cu mici deficiențe de sănătate, și având și probleme în familie cu așa ceva, am ales această opțiune, această cale. Și în cadrul bisericii. Uneori este greu să gătești pentru cei dragi acasă, pentru familie. Totuși dumneavoastră ați ales să gătiți zi de zi pentru persoane pe care nu le cunoașteți. Gătesc cu mare drag și acasă, dar în speță aici la servici, pentru că asta am optat în viață, asta îmi place să fac, sunt dedicată și v-am spus că am mama cu un handicap
care a rămas, de fapt, cu un handicap de, din cauza diabetului. Am și socru în vârstă de 87 de ani, care este singur. Deci chiar pasiunea asta pentru gătit o am, cât trăiesc, îmi place și sunt foarte dedicată. Și în speță cei care îi avem aici. Țin foarte mult la ei. Sunt ca și familia mea. Sunt anumite persoane care fac parte din familia mea. Bănuiesc că în fiecare zi intrați în contact cu aceste persoane, da, și le cunoașteți și poveștile de viață. Da. A existat o anumită poveste care să vă fi impresionat? Da. Sunt două persoane, mămăica, care o numim noi, care a și dat interviu pentru dumneavoastră. Este o persoană foarte specială, cu mare drag, și întotdeauna i-a plăcut mâncarea făcută de noi. Și mai este un domn, Arhip, care are probleme mai severe. Și îl ajutăm foarte mult, foarte mult. Și cu mâncare, și puțin să-l scoatem din depresie, acceptă să-i se dea porția de mâncare numai de mine. Pe lângă ce pot, îl mai ajut și cu vorbă și altceva, ce mai are dânsul nevoie. Un medicament, ce se poate, din cadrul bisericii. Așa cum v-am văzut eu, sunteți o persoană tonică. Da. Și mă întrebam, credeți cumva că aceste persoane care vin la cantină au nevoie atât de mult de această hrană caldă, da, sau au nevoie mai mult de hrana sufletească? Să știți că au nevoie în primul rând și de hrană, în primul rând, au nevoie și de hrana sufletească, și de medicamente, și de o vorbă bună, pentru că sunt persoane, foarte multe dintre ei, care sunt singuri. Unii dintre ei chiar vin cu o oră, două mai devreme ca să stea în jurul nostru să vorbim cu ei. De exemplu, cum este Ancuța, Arhip. Sunt foarte multe persoane care vin și stau mult mai mult aici cu noi să vorbim cu ei, în afară să le dăm și o gustare și o masă caldă. Cum se desfășoară ziua dumneavoastră? Dimineața, la ora 6:30, toată lumea venim la muncă, începem să ne dăm drumul la aragaz, ne pregătim legumele, carnea și dăm drumul la treabă, cu mare drag. Vorbim de bătrâni, vorbim de o categorie vulnerabilă. Iarna le accentuează această vulnerabilitate. Avem voluntari care ne ajută să ne deplasăm cu mâncare la domiciliul persoanelor respective. Cei care nu ajung la cantină să-și ridice mâncare. Voluntarii sunt membri ai bisericii, sunt tineri, sunt studenți la teologie, sunt persoanele care ne vin în ajutor în această perioadă dificilă de iarnă, în care sunt bătrâni care nu-și permit să iasă din casă datorită ghețușului de afară, pericolului pe care și-ar fractura o mână, un picior, ar putea deveni fatale, și astfel le venim în ajutor persoanele respective prin transportarea mesei la domiciliu. Cum este să fii administrator la o cantină socială la o vârstă atât de fragedă, 24 de ani? Am luat-o ca pe o provocare. Fiind la teologie student, chiar când mi s-a părut să fiu administrator, chiar m-am bucurat, mai ales la o cantină socială. Pentru că pot să fiu alături de oameni care au nevoie, să-i înțeleg, să le înțeleg nevoile și să încerc să-i ajut cât pot. Suntem o cantină socială și oferim mâncare, hrană caldă, zilnic, ciorbă și felul 2, la 60 de persoane. Una dintre griji este ce vom face a doua zi, ce vom face după ziua următoare, cum ne vom descurca. Da, noi venim destul de dimineață aici la cantină, în jurul orei 6:30, și ne apucăm de treabă. Livrăm, scoatem alimentele din magazie, le punem în bucătărie, doamnele bucătărese se apuc să curețe legumele și le pun la foc. Apoi pun mâncarea în caserole și îi așteptăm pe cei care se pot deplasa să vină să ia mâncarea. Cei care nu se pot deplasa, mergem acasă și le ducem mâncarea. Dar care este nevoia lor principală? Sunt oameni care au probleme financiare și care chiar au nevoie de o porție de mâncare. Chiar îi ajută porția de mâncare pe care le oferim zilnic.
avem o persoană de 92 de ani, care nu se poate deplasa și îi ducem mâncare acasă. Locuiește singură, într-o garsonieră și este greu să-și procure mâncarea. Are o pensie destul de mică și nu reușește să ajungă cu banii. Când am mers prima dată la această doamnă, m-a invitat în casă, nu au de foarte bine, dar ne-am înțeles până la urmă. Mi-a povestit că de câteva zile nu a mâncat. Atunci i-am scos mâncarea, am desfăcut-o și a început să mănânce și mi-a povestit de viața ei. Mi-a povestit chiar că are o soră în America și au făcut niște acte la notar și ca și cum sora ei ar trebui să aibă grijă de ea. Dar aceasta a plecat în America și de câțiva ani nu a sunat-o, nici de cum nu are grijă de ea. Da. Noi suntem singurii, cred, care o vizităm. Nu are rude, nu mai are frați, nu mai are surori, copii nu are. Bărbatul a murit acum 20 de ani. Da. Și suntem singurii care o vizităm. Vecinii, unii sunt la muncă, alții nu sunt comunicativi. Da. Avem și persoane care nu pot fi deplasabile să vină să își ia mâncarea. Eu împreună cu colegul meu, administrator, mergem și le ducem mâncarea acasă, o mâncare caldă, consistentă. Ținem cont de unii care țin un regim alimentar strict, cu nevoi nutriționale stricte, deci și pentru dânsii gătim separat și mergem împreună și le ducem mâncare acasă. Sunt într-adevăr puțini, încă nu știm noi cât sunt, dar pe calea aceasta rugăm care pot să se implice, să ne anunțe, să găsească o metodă de a ne anunța, ca să putem să ajutăm și celelalte persoane. De ce mergeți totuși? Bănuiesc că nu face parte din obligativitatea noastră de servicii. Să mergeți și să duceți mâncarea acasă? Poate și din mai multe motive. Nu putem să spunem că numai din milă. Nu au însoțitori. Nu au contact cu vecinii. Sau poate nu sunt într-o relație bună cu familia. Și așa aflăm cum ar veni din ușă în ușă sau din gură în gură sau dintr-o parohie într-alta. Și vrem să ajutăm. Care vor să ne ajute să implice, noi le suntem alături și chiar vrem să avem cât mai mulți colaboratori, mai mulți enoriași, mai mulți care pot ne ajuta în orice fel. Acum o întrebare mai personală. Până la vârsta de 24 de ani, știați să gătiți? Nu știam să gătesc, de ce să mint, dar a început să-mi placă. Da, pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Rafaela, vorbește-mi de prietenii tăi cei mai buni. Știu că ai niște animaluțe de companie. Da. Cum se numesc? Și ce fac? Maia, Dolly și Bella. Nume foarte frumoase. Descrii-mi-le puțin pe fiecare. Și ce sunt mai exact? Că nu mi-ai spus. Maia este o cățea. Da. Dolly, tot o cățea, tot mai mică. Și Bella este pisicuța. Păi și cum, doi căței și o pisică? Da. Și se înțeleg? Da. Cum ai reușit performanța asta? Să-i faci să se înțeleagă? Nu știu. S-au înțeles în primele zile, încă s-au înțeles, dar s-au înțeles bine. Oare faptul că tu le îndrăgești și le-ai transmis starea asta de bine i-a făcut și pe ei să se înțeleagă? Cred că da. Care este preferata ta? Nu am niciuna preferat. Toate plac. Îți plac animalele? De ce îți plac animalele? Pentru că sunt pufoase și pisica când stă să prinde ceva face ochii amari și drăguți. Ce mai poți să-mi spui de animalele tale? Dorm toate în pat. Au voie în pat? Da. Dă-mi un sfat, și eu am un animal acasă și nu știu ce să facă, face numai prostii. Ce mă sfătuiești să fac? Să-i luați un prieten. Să iau un prieten? Prietene. Dar ce înseamnă
cuvântul prieten? Să aibă pe cineva care se joace. Să stea singur. Contează prietenia? Da. Cât de mult? Foarte mult. Eu am ajuns de prima dată, m-a adus mama aia. Zice, vino și tu cu mine. Când era preotul Ion Ienache și preotul Eugen s-a ocupat. Și nu vine în cap cum să zic acum, adică am reușit, du-te la doctor, adu ce trebuie, adu talonul de pensie, m-a înscris și gata. Și pe urmă s-a terminat, a venit alt preot, nu știu cum îl cheamă. Și iar am stat la cantină și acum părintele Eugen zice, știi că s-a deschis cantina? Și a trimis-o pe dânsă la mine, a venit acasă să vadă. Pe doamna Tamara? Da, doamna Tamara, acum mă descurc ce ordine trebuie să fie acolo. Nu trebuie ordine, dar nu știu să mă exprim acum ce a trebuit să fac. Și m-am scris și a început cantina. Și de atunci veniți la cantina? Și pentru mine e foarte bine. Păi stau doi pași în spate la favorit. Mă descurcam greu cu mersul, cu boala. Dacă nu pot să-mi fac nici baie, ce să spun mai mult de atât? Dar cu bunul Dumnezeu înainte să-mi duc crucea cum i-o dă. Că n-am altă putere. Ce să mai zic? Când vine să plâng și eu ca aia mică. Păi da, e greu, mamă, să nu. Poliatrită evolutivă infecțioasă. Ce să zic, când fac așa este, cu boala nu te joci. O injecție pe săptămână, aia mănâncă ficatul, rinichi. Mă scol, câteodată mă scol, mănânc. Îmi iau tratamentul, că iau multe pastile. Vorbeam de mâncare. Și mă cul din nou. Mâncarea e foarte bună, mai ales făcută la casa mea. Și mai ales că faci un pilaf așa de bun și fripturică bună. Dar la bătrânețe nu mai mănânci mult, nene. Nu? Nu. Păi de ce? Mama mea, v-am zis că noi am fost 11 copii. Frumoasă familie. Și zicea mama, nu știți voi ce vă așteaptă, dar îmi spune sora mea că eu... Și acum îmi dau seama ce spunea mama. E greu la bătrânețe, n-ar fi grea bătrânețe, dar e grea boală. Da. Eu vă mulțumesc din suflet și la cei care se ocupă și de unde dă Dumnezeu, le dă mai mult. Da, ce să mai... Cât de des veniți să vă luați mâncărica? Păi în fiecare zi. Și nu vă e greu? Nu. Dacă sunteți bolnavă, ce se întâmplă? Cine vine să vă aducă mâncare? Vine cineva? Cine vine? Păi aia mă rog la bunul Dumnezeu să-mi dea putere să vin la biserică, să pot să mă închin, că nu pot să fac crucea din cauza la mână și să mă rog pentru copii. Păi să fii bolnav de depresie așa ușor, nu e, sunt povești multe, dar fiecare are o poveste și un roman, dar și-o știe numai el. Spune-mi, ce simți când dansezi? De ce dansezi? Pentru că îmi place. Uite, eu spuneam că pentru mine muzica este oaza de liniște. Ce este pentru tine dansul? Este un loc în care poți să visezi? Da, dar visez noaptea. Îți place atât de mult? Să știi că și eu am vrut să mă fac balerină când eram copil. Și n-am putut să fac balet. Și am rămas cu un dor pentru dans. Am de ce? Da. De ce? Haide, spune-mi, de ce trebuie să-mi pară rău? Pentru că nu m-a țin visul.